Haideți, bună ziua! Rezultatele votului de ieri ne arată că Partidul Social Democrat este pe drumul cel bun. PSD va continua să prezinte și să propună soluții și proiecte concrete pentru cetățenii României. România are nevoie de o alternativă la ceea ce este acum. Democrația din România are nevoie de un partid de stânga puternic, cu viziune modern și adaptat noilor cerințe din acest moment. PSD a reușit într-un timp scurt, printr-un program de reconstrucție și de modernizare, de la un scor de 20% la un scor de peste 30%. În acest moment, Partidul Social Democrat are cel mai mare număr de consilii județene, respectiv 20 de consilii județene, și cel mai mare număr de primari aleși, aproximativ 1500 de primari. Rămânem cel mai mare partid din România. Procesul de reconstrucție internă a dat roade în acest moment. Partidul Social Democrat trebuie să se deschidă. Persoanele anchilozate de prea mult timp în anumite funcții publice, indiferent dacă au fost din partea Partidului Social Democrat sau din partea Partidului Național Liberal, au fost sancționate de către români. Românii au întotdeauna dreptate. Și acest lucru trebuie să ne fie calea atât pentru Partidul Social Democrat, cât și pentru alte partide. Toate aceste lucruri ne dau speranța că la parlamentare vom avea cu siguranță un scor politic mult mai bun. Aștept întrebările dumneavoastră. Vorbeați despre sancțiuni și voiam să vă întreb dacă în aceste momente considerați... N-am vorbit despre sancțiuni. Românii au sancționat. Corect. A fost o exprimare. România au întotdeauna dreptate. Prin urmare, considerați că a fost sancționată Gabriela Firea? Și pot să vă pun aceeași întrebare și referitoare la Marian Prișan. Nu, în acest moment, din toate statisticile, domnul Nicușor Dan este primarul general al Capitalei. Eu când m-am referit de la oameni anchilozați de prea mult în funcții publice, este evident că nu m-am referit la doamna Gabriela Firea, deoarece este la primul mandat. Revin, în București a existat o dreaptă unită. Doamna Gabriela Firea a avut tăria să lupte singură împotriva acestei drepte unite. Este cu totul și cu totul alt context. Ați vorbit cu doamna Gabriela Firea? Care sunt planurile? Nu am vorbit, o să am o discuție cu doamna Gabriela Firea după această conferință de presă. Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, este și cea care deschide lista de consilieri la primărie. Aveți informații, va rămâne în acest post de consilier? Nu am avut această discuție cu doamna Gabriela Firea. Vă repet, după conferința de presă voi avea această discuție. Mi-aș dori ca doamna Gabriela Firea să candideze pentru un post în Parlamentul României. Consider că doamna Gabriela Firea trebuie să fie în continuare în linia întâi a Partidului Social Democrat. Rezultatele din București și scorul politic din București al Partidului Social Democrat se datorează în mare măsură și doamnei Gabriela Firea. Considerați că ar fi rușinos ca doamna Gabriela Firea să rămână consilier la primăria Capitalei? Cred că este o decizie pe care o va lua domnia sa. Eu v-am spus ce îmi doresc eu. Ce se va întâmpla cu ceilalți președinți de organizații județene care au candidat pentru funcții de consilii județene și au pierdut? Și avem câteva exemple.
Vom avea o analiză săptămâna aceasta în structurile interne ale partidului și vă vom da toate lămuririle. Mi se pare corect ca aceste discuții să le am cu colegii mei în interiorul partidului. Putem să avem o dublă măsură, pentru că susțineți că Gabriela Firea ar trebui să rămână în linia întâi. Vom putea vedea... Nu există dublă măsură, dacă nu vă supărați. Sunt contexte diferite. Și cred că înțelegeți și dumneavoastră la fel de bine cum înțeleg și eu aceste contexte. Ce a făcut Robert Negoiță astăzi la partid? Știm că i-ați lansat o ofertă aseară. Nu am avut discuții politice cu Robert Negoiță. Mă cunosc de foarte mult timp. Am fost colegi, suntem prieteni. Am avut o discuție ca între doi prieteni. Este dispus Robert Negoiță? Când voi lua o decizie, atât eu cât și domnul Robert Negoiță, sunt ferm convins că vă vom anunța. Ar putea Robert Negoiță să ocupe una dintre funcțiile politice în partid pe care astăzi Gabriela Firea le deține, respectiv prin vicepreședinte PSD sau președinte nu, PSD cred că, București? Nu, cred că creionați o concurență între doamna Gabriela Firea și Robert Negoiță care nu există. Partidul, conducerea Partidului Social... Robert Negoiță este un primar de stânga. Dacă luăm structura sectoarelor în acest moment, avem sectorul 1 unde nu știm cine a câștigat. Dacă a câștigat candidatul nostru sau candidatul Dreptei Unite. Avem sectorul 2, unde, datorită unei candidaturi neinspirate a domnului Onțanu, am pierdut sectorul 2. Dacă vă uitați pe scorul pe care l-a avut doamna Gabriela Firea, veți vedea că structura sectorului 2 rămâne în continuare o structură de stânga. Avem sectorul 3, unde a câștigat Robert Negoiță, un om de stânga, evident. Avem sectorul 4, unde am câștigat domnul Băluță, un om de stânga. Avem sectorul 5, unde a câștigat domnul Piedone, să nu spuneți că este, să nu spuneți cumva că este un om de dreapta. Și avem sectorul 6, unde a câștigat un candidat al Dreptei Unite. Ar fi dispusă conducerea Partidului Social Democrat să oferă o funcție de conducere la nivelul partidului lui Robert Cred că Negoiță? Vă repet, e o decizie pe care nu o iau eu, o iau împreună cu colegii mei. Când vorbeați de personaje... Oricum mă bucură deschiderea domnului Robert Negoiță de a sta de vorbă. Când vorbeați despre personaje anchilozate în anumite funcții publice, la cine vă referați din Partidul Social Democrat? Niciodată n-am pronunțat numele vreunui coleg și nu mi-am clădit pe neșansa unor colegi viitorul politic. Dar cred că știți la fel de bine și în primul rând m-am gândit la domnul Robu de la Timișoara. De ce credeți că doamna Firea nu a venit aseară aici la partid? De ce? Am răspuns și aseară. Cred că dacă doriți vă răspund din nou, n-am nicio problemă. Eu i-am recomandat doamnei Gabriela Firea să rămână alături de staful de campanie. De ce credeți că nu a făcut o declarație de presă, o conferință de presă până la această Sunt ferm oră? Convins că va face acest lucru. Dar de ce credeți că nu a făcut asta până acum? Nu am avut o discuție și nu cere să răspund în locul doamnei Gabriela Firea. Mulțumesc. Eu am felicitat-o pentru campania ei și pentru determinarea și pentru faptul că și-a asumat o candidatură singură împotriva tuturor. Personal, domnule președinte, sunteți mulțumit de lista de consilieri de la CGMB? N-am înțeles. Dacă dumneavoastră personal sunteți mulțumit de lista de consiliere ai Consiliului General al Municipiului București. La CGMB sunteți mulțumit de lista de consilieri în acest moment? N-am avut această discuție, o să o am cu doamna Firea. Este lista totuși votată de către bucureșteni. Îmi cereți cumva să nu respect votul bucureștenilor? Cereți-mi niște, să am și eu, niște limite. Totuși, interne ale partidului, nu să răstorni o votul bucureșteni. Am observat că în Transilvania PSD nu a reușit să câștige niciun consiliu județean, nici o primărie majoră. Reprezintă această problemă? Cum niciun consiliu? Bistrița? Unul singur. Hunedoara? Pentru că nu e în Transilvania. Doi. Okay. Așa. Reprezintă o problemă da, majoră cu adevărat, pentru PSD acest lucru? Cu adevărat, nu am avut un scor bun pe Ardeal. Le spun că nu e o mare surpriză. Înseamnă că domnul Vasile Dâncu, domnul profesor, are o mare provocare într-un termen foarte scurt.
Reprezintă Transilvania o provocare exclusivă a domnului Dâncu? Nu, e a întregului partid. Dar am vrut să-i transmit prin intermediul noastră și un mesaj domnului profesor Vasile Dâncu, care este în birou. De asemenea, colegul meu a întrebat despre Petre Roman, acuzat de crime împotriva umanității. El va reprezenta PSD în Consiliul General al Municipiului. V-am răspuns. Nu-mi cereți mie să vă răspund de ceea ce au votat bucureștenii. Dar sau de... vă simțiți sau... confortabil cu această situație? Așteptăm totuși să vedem cum se închid lucrurile. Îi puteți cere să retragă. Veți face acest lucru? V-am răspuns. Am luat o hotărâre foarte clară. A fiecare organizație să aibă libertatea de a decide. Cu adevărat, acest lucru este un drept, dar este și o responsabilitate. Mulțumesc mult!